Salutare, dragi prieteni! Încă o dată, hai sus! Suntem în săptămâna de tehnologie aici în București, Bucharest Technology Week, iar Academia de Bine, așa cum am promis în fiecare seară de luni până vineri, vă predă câte o lecție de startup. O lecție în care invităm oamenii care chiar au reușit în viețile lor. Oamenii care au avut și continuă să aibă rezultate cu toate căderile pe care le-au înregistrat de-a lungul anilor. Pentru că nu căderile sunt cele care ne opresc din drum, ci decizia de a nu ne mai ridica. Sunt Cătălin Stoica, iar invitata mea de astăzi este doamna Liliana Hagi-Khalil, director medical al grupului de firme Romar și antreprenor, bineînțeles, în același timp trainer la Open University Codex. Deci are multe de spus, le spune oamenilor cu care se tot întâlnește zi de zi, dar am vrut neapărat să vă spună și vouă, să ne spună tuturor de altfel, pentru că suntem aici cam din toată Europa, din ce am văzut eu printre înscriși. Salut, mâna! Bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Cum ați început? Să începem cu începutul, e deja un clișeu, da. Dar cum ați început, cum v-ați gândit inițial că ați putea intra în afaceri? Începutul a fost imediat după Revoluție, când era așa o efervescență în a face afaceri. Bine, la început au fost afaceri destul de mici, noi eram încă studenți, nu am putut să intrăm în niște afaceri, cine știe ce, de o amploare foarte mare. Dar, să spunem, am învățat multe din ele și ne-am făcut mâna. Încet, încet am trecut de la afaceri din ce în ce mai mari, până în 2000, când ne-am axat, să zicem, pe afaceri în servicii medicale și eu și soțul meu fiind de profesie medici. Am înțeles. Un minut vreau să ne întoarcem la partea aceea de studenție, fiindcă este foarte important. Sunt destui studenți care ne urmăresc, sunt destui studenți cu care eu m-am intersectat și care și-ar dori să-și deschidă un business, să devină antreprenori, dar se tem de anumite aspecte ale începutului, se tem că în România este imposibil. Cum gândește un student, pentru că ați trecut prin asta, cum gândește un student atunci când chiar trece la treabă? Partea bună când e student este aceea că ai o doză de inconștiență și de multe ori optimismul de care te animă la vârsta asta este mult mai mare decât pericolele pe care le sesizezi sau nu le sesizezi. Atunci când deschizi o afacere, normal că trebuie, toată lumea spune, trebuie să analizezi, să faci o analiză de piață, să vezi ce resurse ai, dar cred că și analiza asta adusă în profunzime te împiedică, la un moment dat devine o frână. Trebuie să ai un grad de inconștiență clar, un pic de speranță, de inconștiență, ca să poți să pornești. Să acționezi, pentru că riscul sunt întotdeauna. Și să le înveți pe parcurs. Nu cred că există un moment propice să începi sau să nu începi. Toate le înveți pe măsură ce dezvolți afacerea. Am înțeles. Și în momentul în care ați pornit, cu ce resurse ați pornit? Erați singură? Erați mai mulți? Eram singuri, resurse minime la început. În general, pe partea de comerț am fost o perioadă foarte mare de timp. Nu am avut credite atunci, pentru că nu era încă moda cu credite. Dar în timp am simțit nevoia să avem tot timpul parteneri și atunci normal că am venit în ambele părți cu cotă de capital și am putut să mergem mai departe. E foarte greu să nu ai un partener când pleci la drumul ăsta. Și, bineînțeles, cu cât partenerul este mai apropiat de visul tău de afacere, cu atât este mai bine. Altfel devine o piedică. Și, în general, în timp s-a constatat că, după o anumită perioadă când afacerea se dezvoltă, partenerii au tendința să se separe, de obicei. Nu e întotdeauna cea mai bună variantă, dar există. Nouă ni s-a întâmplat de foarte multe ori. Am reținut capacitatea de risc. Da. Am reținut acel gram de inconștiență care pune pe primul loc pasiunea, da. Nu? Pune da. Acțiunea pe primul loc, pune noul, necunoscutul. Și viziunea, da. Până la urmă, și capacitatea de a visa. Adică trebuie să ai o încredere mare în visul tău. Să crezi în el, pentru că dacă tu crezi în visul tău, automat poți să-i faci și pe cei cu care lucrezi să vină să te urmeze. E foarte important. Dacă tu nu reușești să ai o încredere deplină și nu reușești să vezi unde vrei să ajungi, va fi foarte greu să-i convingi pe ceilalți. Au fost oameni apropiați chiar în jurul noastră care atunci ziceau nu-mi face asta. Da, absolut. Întotdeauna. Dar au și ei rolul lor, pentru că sunt cei care vin și îți dau un pic de echilibru.
Mi se pare normal să nu gândim toți la fel și cu cât sunt mai multe perspective, atunci când începi o afacere, cu atât ai șansa să o vezi cât mai complet. Și apoi în 2000 ați trecut? În 2000 am trecut și am început să facem servicii medicale. Un domeniu mult mai familiar. Un domeniu mai apropiat nouă, dar bineînțeles cu investiții mult mai mari. Planurile, apropo că spuneai de planuri, ne-am făcut niște planuri pe hârtie, am văzut în principiu cam câți bani ne trebuie, am făcut rost de bani, așa ne-am asociat cu niște cu o altă familie care și ei doreau să facă așa ceva, însă de multe ori socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Astfel încât banii pe care îi aveam noi drămuiți să luăm și aparatură și tot, până la urmă au intrat toți în renovarea primei clinici medicale pe care am avut-o la Dristor, astfel încât atunci când s-a terminat clinica de renovat, s-au terminat și banii. După aceea a ținut foarte mult de modul în care noi am convins furnizorii de aparatură să ne ajute, să ne dea pe comodat aparatură. Contează foarte mult să-i convingi că visul... Se poate. Cum i-ați convins? Ce ați pus în procesul acela de convingere? Era și la început cu privatizarea medicinii atunci și furnizorii de aparatură medicală și de reactiv medical, pentru că noi avem 7 laboratoare la ora asta, e o firmă mare cu extindere națională, lucrau de obicei mai mult cu firmele de stat. Însă au crezut în visul nostru și până la urmă au riscat alături de noi și cred că a fost bine în final. Aveți întâlniri cu oamenii pentru asta? Se erau da, doar niște mail-uri? Da, sau... erau întâlniri. Nu era așa moda cu mail-urile atunci în 2000 să fie foarte... Erau întâlniri nesfârșite. La terase, la cafenele, la... Conta faptul că vă întâlneați? Conta. Deci relaționarea este foarte importantă în afaceri și trebuie să ai relaționarea aceasta directă, adică în spatele mail-ului și a SMS-ului și a diverselor rapoarte pe care ni le trimitem noi, cred că este foarte important să ai contact cu oamenii cu care lucrezi. Fie că sunt furnizori, fie că sunt clienți, fie că sunt angajați, fie că sunt parteneri, relația directă este cea care îți dă cea mai mare șansă să convingi pe cel din fața ta că visul tău este realizabil. Și dacă vă întâlneați cu cineva o dată de două ori care spunea, nu știu, mă mai gândesc, hai să mai vorbim, care era, nu știu, atitudinea? Ce vă venea să faceți? Ne enervam de multe ori, bineînțeles că te întâlneai de multe ori cu o persoană și era foarte nehotărâtă, dar important era să se hotărească singur. Deci nu forțam nota pentru că, vă dați seama, în momentul când vrei să investești niște bani și pleci la un drum, îți asumi riscurile și e bine fiecare să și le asume pe propria răspundere. De altfel, nici nu poți să faci afaceri dacă n-ai disponibilitatea să-ți asumi riscul și responsabilitatea, până la urmă, că n-ai pe cine să dai vina în afaceri, mai ales dacă tu ești antreprenor, nu mai poți dai vina pe șef, puteam să mai dăm vina pe guvern din când în când, dar nu e o atitudine matură pentru mediul de afaceri. Este asumarea responsabilității un aspect obligatoriu în viața, absolut, de fapt, a oricărui om? Absolut. Deci nu se poate. Deci n-ai cum să performezi în niciun domeniu, fie că ești antreprenor, fie că ești un bun profesionist, dacă nu ți asumi ceea ce faci. Trebuie să ți asumi cu bune și cu rele, pentru că în momentul când îți asumi și greșești, până la urmă, această greșeală pe tine trebuie să te învețe pentru viitor. Este o lecție pe care o primești dacă ți-o asumi, înveți din ea, altfel vei greși în continuare. Lipsa de asumare înseamnă și repetarea greșelii de cele mai multe ori. Din toată partea asta a poveștii până acum, este foarte ușor să ne dăm seama că e vorba de leadership, că e vorba de relații, e vorba de comunicare, e vorba de asumare, ceea ce duce la influență, la o mai mare influență pozitivă asupra celorlalți, absolut, care în cele din urmă s-au convins singuri, de fapt nu au fost convinși de dumneavoastră, ci s-au convins că merită să facă această investiție, nu? Da, cam asta cred că ar fi esența. Ca să te urmeze și trebuie să o faci în continuu și în continuu, deci nu te oprești absolut niciodată cu treaba asta, pentru că sunt, cel puțin acum trebuie într-un mediu, într-o perioadă foarte, foarte schimbătoare și capabilitatea de adaptare a companiei și a ta ca om este foarte, foarte importantă. Este până la urmă un, dacă vreți, un indice de inteligență organizațională. Faptul de a te adapta tot timpul la ceea ce se întâmplă pe piață. Altfel mori, ieși din piață în scurt timp. E greu să nu vă opriți? Este. Este greu. Ce vă spuneți în momentele alea în care chiar vă vine să lăsați totul baltă? Că toți trecem prin așa ceva. Trecem. Sunt foarte multe zile când efectiv, credeți-mă, nici nu vine să mă mai scol din pat și să vin la companie. Și ce faceți ca să vă ridicați din pat în condițiile în care cei mai mulți oameni, din păcate, rămân în pat? Păi,
tot responsabilitatea. Până la urmă, sunt atâția angajați de care răspunzi, care depind de tine, tu depinzi de ei, ei în spate. Noi la ora asta avem aproape 300 de angajați. Pentru mine 300 de angajați, 300 de familii, de fapt. Nu pot să iau angajatul ca o entitate de sine stătătoare. Și atunci, de multe ori, spui, măi, hai să vedem, o să treacă și asta. Dar sunt foarte multe zile grele. Adică cine se apucă de a face trebuie să știe că n-are cum să fie protejat de aceste momente în care zine să lași totul baltă, categoric. Zine să lași totul baltă. Dar tot merită să continuați. Merită. După cum vedeți, dar continuăm. Continuăm, am înțeles. Vorbeați de plan, de planificare. Care plan uneori nu se potrivește cu ăla de acasă, atunci când ajungem în târg, se dau planurile peste cap. Cu toate acestea, e importantă planificarea? Este importantă planificarea ca niște jaloane și în momentul când îți faci planificarea din start, trebuie să te gândești că e posibil să nu ai, ca acest plan să nu facă doi bani. Adică din start trebuie să pleci cu ideea că e posibil să meargă, e posibil să nu meargă. Acum, cu cât ești mai rigid în planificarea asta, cu atât nu este bine. Trebuie să ai o mare flexibilitate. Dacă vrei să faci afaceri, să ai o mare flexibilitate în gândire, în modul în care acționezi, relațiile tale cu oamenii. Dacă nu ești flexibil și nu ești empatic, e foarte greu să faci față schimbărilor de plan, că sunt tot timpul. Un fel de planul A, planul B, planul C? Planul adică B, să ai mereu planul de rezervă, variantă planul de rezervă. Planul de rezervă, de multe ori trebuie să te orientezi în mers. Pentru greu. Că, în dese rânduri, planul, poate planul C, nu varianta aia secundară, ci a treia variantă, ar putea fi cea mai potrivită. Nu? Cel mai greu pentru un om de afaceri este să nu recunoască când este pe un drum greșit. Și să n-aibă puterea să zică stop, trebuie să aplic alt plan. De multe ori din orgol, din comoditate sau nu avem încă viziunea la ceea ce se întâmplă. De multe ori se schimbă lucrurile în jurul nostru, nu că nu am gândit noi. Planul nostru poate era foarte bun în momentul când l-am făcut, dar iată că în timp se schimbă foarte multe în jur și el nu mai este un plan fezabil. Și atunci trebuie să ai puterea să te oprești și să cauți o altă soluție. Altfel e foarte complicat. Cum procedați atunci când niște planuri se dădeau sau un plan se dădea peste cap, ați prins și perioada de criză? Da, nu știu ce vorbiți la trecut despre perioada de criză. Dacă vreau să aveți căști bune, o să vă mi le dați. Nu văd încă ieșind. Dar, mă rog, fiind un an electoral, anul ăsta totul e cosmetizat și e mult mai frumos decât în realitate. Mie nu mi se pare că am ieșit din criză, dar putem să vorbim la trecut așa, măcar apoteotic despre ea. A fost o diferență în momentul în care se instalase, să spunem, criza? Absolut. Absolut și vreau să vă spun că a trebuit să luăm niște măsuri la care nici nu ne gândeam că o să ajungem, da? De restricționare, de costuri, de control de costuri. Vreau să vă spun că această criză ne-a făcut, ne-a perfecționat foarte mult. Deci am învățat din criza asta cât dintr-o mie de alte cursuri și experiențe anterioare. Criza cred că este o piatră de încercare. Și cred că în perioada asta de criză, eu aici vorbesc despre afacerile care sunt legale. Ca să ne înțelegem, absolut. Da? Vorbim despre afacerile în care efectiv noi numai despre asta respecti legea, da? Respecti legea. Că așa putem vorbi despre multe alte lucruri și mulți se îmbogățesc în criză. Dar în criză cred eu că cei care sunt de fapt câștigătorii pe care sunt supraviețuitori. Este exact ca în lupta pe front, cel care trăiește la finalul crizei este cel care a câștigat. Mai puțin sunt câștigători, trebuie să te iei după profit, după... Cred că în principal trebuie să supraviețuiești în criză. Și după aceea vin și celelalte criterii. Vă ajută în continuare tot ceea ce ați trăit în perioada din ultimii ani? Absolut, absolut. Adică vă ajută să creșteți mai bine, să nu mai faceți anumite greșeli? Da, absolut, poate... absolut. Bine, mai greșim în continuare, nu credeți acum că... Adică cei care fac afaceri să-și asume, v-am spus de la început, și riscul de a greși. Și să fie îngăduitor cu ei cu chestia asta, pentru că altfel intră în depresii, au poate de multe așteptări prea mari de la ei și nu înțeleg că de fapt o afacere înseamnă o activitate în care înveți zi de zi. Și înveți din greșeli, înveți din reușite și în continuu poți să greșești, în continuu poți să înveți din asta. Deci să nu plece de la început, că dacă au prima greșeală, să renunțe că nu sunt bune afaceri și să meargă mai departe. Nici nu s-ar putea. Dacă faci o afacere, să nu treci prin tot felul de momente plăcute și neplăcute. Dar e important să devii mai înțelept. Atâta tot. Corect. Dacă ar fi să ne referim la greșeli, la greșelile pe care le-ați făcut și pe care despre care le-ați putea vorbi începătorilor de acum, proprietarilor sau inițiatorilor de startup, să nu le mai facă, să le sară, să le evite mai ușor. Care ar fi acele câteva greșeli care ar putea, chiar ar putea fi evitate?
E foarte greu să le definești și să le transformi niște sfaturi pentru ceilalți. Dar cred că foarte important, v-am spus, este flexibilitatea. Deci trebuie să aibă puterea să pună punct la ceva atunci când nu merge și să se reconstruiască, să se reproiecteze. Nu zic să se lase de afaceri, ci să o reproiecteze. Asta e foarte, foarte important. Cu cât ai latența mai mare, cu atâta va fi mai greu să-ți revii. Și în al doilea rând trebuie să înțeleagă că toate afacerile acestea se fac prin oameni. Deci atâta timp cât au niște oameni care lucrează pentru ei, trebuie să fie niște oameni care să creadă în visul lor. Și asta depinde foarte mult de ei, de modul în care ei știu să transmită planurile pe care le au, punctul unde trebuie să ajungă împreună și trebuie să facă echipă. Deci fără echipă e foarte dificil. Deci dacă nu știu să lucreze cu oamenii și vor totuși să facă afaceri, atunci trebuie să-și angajeze niște oameni care știu să lucreze cu oameni. Absolut. Deci n-ai cum. Dacă nu știi să lucrezi, dacă nu-ți plac oamenii, nu ai cum să faci afaceri. A, dacă vrei să investești, atunci te oprești la faza de investitor, te bazezi pe echipa managerială și vii numai să-ți iei dividendele. M-aș încumeta să spun că într-o astfel de situație, important este să ai încredere în oameni, chiar Absolut. Dacă nu-i cunoști, Absolut. Chiar dacă poate mulți ți-au înșelat așteptările, te-au trădat în momente în care nu te-ai fi așteptat. Sunt o mulțime și cazuri de genul ăsta, da. Și cu toate astea, e nevoie să ai în continuare încredere în oameni, să le dai credit. Eu cred că până acum nu mi s-a întâmplat să fie niște oameni în care eu să nu reușesc să găsesc niște calități. Și chiar într-o zi, pregătim acum o lucrare, pentru că o să facem în curând, deci avem 16 ani de romar și aproape 26 de ani de business. Mulțumim! Și chiar pregăteam la un moment dat și pregătim o monografie, dacă vreți, a companiei. Până la ora asta, din 90 până acum, am avut aproape 10.000 de angajați. Eu sunt foarte mai, nu știam că sunt atât de mulți. Nu cred că din cei 10, bineînțeles că nu i-am cunoscut pe toți personal, vă dați seama, dar eu nu cred că există oameni care să nu aibă niște calități pe care să le poți folosi în business-ul tău. De multe ori însă acești oameni nu îi angajăm pe locul potrivit. Și atunci ei nu performează. Nu performează, tu ești nemulțumit de ei, ei sunt nemulțumiți de performanțe și apare o ruptură. Dar cred că este rolul tău ca manager să-ți dai seama dacă un om este bun pentru altceva. Așa și a apărut acea convingere, din păcate atât de populară, că serviciul este doar o obligație, o cale de supraviețuire, de a câștiga niște bani și atât. Pentru că oamenii nu fac ceea ce le place, nu și-au găsit locul potrivit. Nu și-au și nu sunt toate suficient de mult puși în evidență prin calitățile pe care le au. Liderii nici n-au reușit să vadă în ei acele calități care chiar să-i ajute pe toți. Absolut. Dar cred că în primul rând, ție ca antreprenor trebuie să-ți placă ție ce faci. Deci dacă nu ești pasionat de ceea ce faci, foarte greu să transmiți mai departe în echipă acest entuziasm, de care trebuie să dai dovadă aproape în permanență, că n-ai cum altfel. Trebuie să susții tot timpul și entuziasmul celorlalți. Nu că reușim întotdeauna, da? Adică eu predau și foarte multe cursuri de management și întotdeauna cursanții mă întreabă, bun, dar în realitate se poate aplica acest concept? Și am zis, da, se poate aplica în anumite limite. Da? Întotdeauna nu mă feresc să le spun și limitele unui concept și limitele unei situații și ce se poate întâmpla. De multe ori sunt lucruri care la care îi spun cum, adică e un lucru care nu vă face, adică e în defavoarea dumneavoastră să îi le spuneți. Da, dar eu trebuie să îi spun pentru că se întâmplă. Se întâmplă și atunci nimeni nu este atât de perfect încât să nu aibă și niște lucruri din care să învețe. Și zic eu, cu cât transmis celorlalți și aspectele astea negative, cu atât ei își dau seama totuși de realitatea și de tot ceea ce se poate întâmpla în business. I-aș zice eu capacitatea de a fi vulnerabil, calitatea asta de a fi vulnerabil, de a te arăta în mod autentic oamenilor, pentru că, deși cei mai mulți cred că vulnerabilitatea este un defect, ca și sensibilitatea și că oamenii după aceea nu te vor mai respecta, se întâmplă fix invers. Ce să vă spun, vă dați seama că au trecut așa mulți ani și am cunoscut foarte mulți oameni, chiar și faptul că predau, cunosc foarte mulți manageri, mulți antreprenori. Oamenii de calitate întotdeauna nu se simt să-și arate vulnerabilitățile. Dar știți cum pentru că la ei chiar și aceste vulnerabilități devin niște puncte forte. Și știu să lucreze cu ele. Și le cunosc, până la urmă vorbim despre inteligență emoțională, și cunosc foarte bine limitele, se împacă cu ceea ce nu poate să facă, ce poate să repare, repară. Și în permanență au încredere în ei. Trebuie să aibă foarte multă încredere în puterea lor de a trece peste anumite etape.
Noastră, cum stimulați această încredere în sine? Este foarte important. Cele mai multe persoane, de altfel, atunci când vorbesc de niște probleme, căutând cauza, o găsesc pe asta. Lipsa încrederii în sine. Nici nu pot să spun că simulez chestia asta. Adică încrederea asta o ai sau nu ai. Dar atunci când ai un moment greu, atunci vorbesc pur și simplu, spun, uite, ăsta este momentul greu. Asta este problema. Hai să căutăm împreună o soluție. Nu încerc să simulez, că nu ai cum aici. Încrederea o ai sau nu ai, ca și leadership-ul. L-ai sau nu l-ai. Nu cred că poți să mimezi foarte mult, pentru că e chestie de timp. Se dezvoltă. Se dezvoltă. Te și naști cu multe caracteristici de lider, dar bineînțeles că poți să performezi și dacă nu le ai. Ai alte caracteristici. Acum, știți, dacă nu putem toți să cântăm la pian, este o nenorocire. Putem să performăm în alte domenii. Pur și simplu. Și întotdeauna le spun și angajaților, le spun și cursanților că până la urmă, faptul că ei încearcă să se perfecționeze tot timpul și să învețe lucruri noi este o investiție în propria lor persoană. Și mie mi se pare un business foarte bun să investești în propria ta persoană, pentru că din asta poți să faci și bani, poți să-ți creezi anumite o situație materială care să te ajute să treci confortabil. Adică fiecare om trebuie să devină propria lui afacere. Și le induc treaba asta, pentru că mulți dintre ei nu au poate calități de antreprenor sau nu au de gând. Trebuie să înțeleagă că dacă nu ai tragerea asta să devii antreprenor, nu este nicio nenorocire. Poți să performezi ca manager, poți să performezi ca muncitor, ca orice, în orice activitate. Important este să-ți placă. Dar lider în propria ta viață, tu trebuie să fii. Da, tot absolut. E nevoie să te conduci pe tine. Absolut. Tot va fi nevoie la un moment dat să-ți conduci o familie, poate, într-o situație dată. Să conduci un mic grup de prieteni. Adică, până la urmă, fiecare om ar vrea să poată spune prietenilor, hai să mergem la filmul X și ei să și spună... să te urmeze. Exact. Să-l vadă chiar și dacă e prost, adică aici mi se pare mie. Și chiar să înceapă să le placă, adică știți, la filme bune, aici știți cum e lider sau în afacere, dacă ai resurse suficiente, nu este așa o mare... Adică contează, dar important la lider este să ducă o afacere mai departe, că nu mai ai resursele pe care le avea. Și să se adapteze, sau că așa? Liderul atunci se cunoaște, liderul atunci real. Se cunoaște, întotdeauna în de criză. În situațiile de criză, da, exact, în situațiile grele, că altfel când totul e roz, mai merge e și de la sine. E un pic de organizare, da, mai merge și de la sine. Dacă ai niște proceduri greu, bune, da. Foarte puțini sunt cei care chiar pot lua niște decizii și le pot absolut. Pune în aplicare. E foarte complicat. Dar apropo de ce spuneați de viața personală, vreau să vă spun că la toate cursurile, absolut toate conceptele manageriale, îi pun pe cursant să le aplice și în viața, să-mi explice cum le-ar aplica în viața personală. N-am găsit până acum absolut niciun concept care să nu poți să le aplici în viața personală. N-am întâlnit până acum. Substit. Și atunci, da, e foarte important pentru ei să înțeleagă că, de fapt, trebuie să-și facă ordine în propria lor viață și după aceea să înceapă să conducă pe alții. E foarte important. Pentru că, de multe ori, avem anumite domenii în care performăm, altele în care nu performăm, trebuie să găsim un echilibru, absolut. Exact. Echilibru, cred că este cuvântul de ordine. Este cuvântul ordine. Care trebuie să ne guverneze viețile, fiindcă nu se poate, în niciuna dintre extreme, nu există succesul ăla pe care ni-l dorim. Da, dar oamenii caută în general să... și oamenii vin lângă oameni echilibrați. Adică dacă tu ai un echilibru și reușești să-l transmiți, oamenii vin lângă tine. Clasica legea atracției. Da, legea atracției. Așa funcționează este, de da, altfel. Da, da, în viață nu primești ceea ce îți dorești, primești ceea ce ești deja. Și ceea ce vrei de fapt. Exact. Dacă tu ești într-un fel, îi vei atrage pe oamenii care îți seamănă. Absolut. Altfel, degeaba vrei să dai calm dacă nu ești o persoană calmă. Degeaba vrei să oferi iubire dacă nu ai așa ceva. Degeaba vrei să dai bani dacă nu ai bani. Dai doar din ceea ce ai. E vorba și de o naturalețe care trebuie înțeleasă exact cum trebuie și... Oamenii te simt când ești fals. Nu cred că... E chestie de timp până simt în tine falsitatea. Că ți-o spun sau cum ți-o spun, că profită de aia sau nu profită de aia, este partea a doua. Dar cred că pentru tine, dacă vrei să conduci niște oameni, trebuie să ai tu un echilibru. Fără asta nu se poate. N-ai cum. Vei conduce aiuristic. N-ai cum dacă n-ai un echilibru. Nu înseamnă că de multe ori echilibrul ăsta nu ți se dă peste cap. Foarte des. Dar asta e. Trebuie să găsești resurse să te reechilibrezi. Ați făcut ceva în mod deosebit? Ați exersat într-un fel conștient echilibrul ăsta sau dezvoltarea acestui echilibru? Acum, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare că sunt o persoană destul de dezechilibrată. Așa mă văd eu din afară. În ce sens? Că știți de multe ori faptul că trebuie să te adaptezi foarte ușor la tot ce se întâmplă în jurul tău, te face să ții din echilibru, să reintri, iar să ieși. Deci nu pot să spun că e un echilibru și nici nu este indicat să l-ai chiar foarte echilibrat. Nu cred că am exersat, dar cred că ceea ce mă ajută foarte mult este
contactul permanent cu oamenii. Asta mă ajută cel mai mult și pentru mine, ca să mă identific și să văd unde sunt problemele și să văd cum pot să-mi găsesc echilibru. Nu se poate altfel. Dacă nu intri tot timpul în contact cu oameni, pentru că tu, de fapt, te vezi pe tine prin ochii lor, în principal. Cum face să identificați valorile în ceilalți, calitățile pe care le-au? Oh, dacă aș putea. Cum reușiți atunci când reușiți? Unul din cursurile pe care le predau la Codez, normal că este cel de resurse umane și acolo le sunt foarte mult despre interviuri. Și normal, oamenii mă întreabă, doamne, dar dumneavoastră nu vă păcăliți la interviu? O, ba da, cum să nu? Bineînțeles! Nu știu dacă există o regulă, o lecție să spui treaba asta. Trebuie pur și simplu să ai deschiderea pentru omul respectiv. Deci de aici pornește, cum să spun eu, dacă tu crezi că omul respectiv poate să performeze în ceva, trebuie să ai răbdare și să vezi în ce poate să performeze. Pentru că, vedeți, un om când îți intră într-o organizație, de fapt e un contract bilateral. Mi s-a întâmplat să am oameni foarte buni care nu s-au adaptat organizării și au plecat. Nu i-am dat noi afară, pur și simplu n-au reușit să se adapteze și i-aș fi ținut. Sunt oameni care, la care am încercat foarte mult să le găsesc un lucru în care să performeze și n-am reușit, nu le convenea absolut nimic. Până la urmă le-am pus un diagnostic, noi medici avem mania să spunem diagnostice și am zis că au vocația nefericirii. Deci sunt oameni care au vocația nefericirii, deci indiferent ce face, tot ce fac sau ce poți să faci pentru ei, nu le convine nimic și până la urmă e un consum energetic care nu merită să-l investești. Și atunci oamenii ăștia trebuie să eviți, efectiv. N-ai cum să-i faci. Dacă îi faci fericiți, ei omorât. Înțelegeți? Adică trebuie să-i lași așa. Ei sunt nefericiți, sunt fericiți în nefericirea lor. Sunt oameni care nu se adaptează nicăieri. Dar cred că e din propria lor persoană. Nu știu ce ai putea să le dai. Adică am avut cazul când ne-am mutat de pe diverse departamente. Știți de unde pornea problema? Exact cum a spus asta. Veneau la serviciu cu gândul de a trece 8 ori și de a joa salariul. Nu interesa. Nu erau pasionați de ce făceau. Și atunci e foarte greu să... să-i faci să performezi. Dacă nu îți place ce faci, nu performezi. Care ar fi acele obiceiuri? Pentru că se spune că succesul stă în obiceiurile tale zilnice. Care ar fi acele obiceiuri care v-au adus în punctul în care vă aflați astăzi? Unul din obiceiurile, zic eu, care nu sunt neapărat constructive, este că am întotdeauna ceva de comentat la deciziile soțului meu. Deci, el este altfel structurat decât mine, el este un om de vânzări, are perspectiva, are viziune, are tendința spre dezvoltare. Eu sunt un om de organizare de obicei, vin în spate cu organizare. Normal că am nu un echilibru, dar am o tendință de a ține un pic lucrurile pe loc, tocmai ca să le pot organiza. Dar cred că această discuție, până la urmă, atât timp cât nu este destructivă, îți dă o pondere și poți să vezi o problemă din ambele părți. Nu neapărat că de multe ori am avut sau n-am avut dreptate. Asta cu dreptatea e foarte greu de zis unde se oprește. În al doilea rând, să știți că un lucru la care țin în continuare și am ținut tot timpul este să-mi găsesc măcar o perioadă de timp pentru propria mea persoană. Da? În care, dom'le, că este o oră, că e jumătate de oră, că sunt două ore, de obicei mă duc într-o cafenea și beau o cafea. Singură sau cu prieteni. Okay. Deci n-am nicio problemă. Și am început să fac asta când am avut al doilea copil, deci eram și cu firma, cu copilul, ea nu dormea, am doi copii, la mic nu dormea, nu mai puteam să fac față psihic la treaba asta. Și am decis eu sâmbătă să plec de acasă. Le-am zis sâmbătă două ore, nu trebuie să știți unde sunt. Am reușit să-mi găsesc un pic echilibru pentru că nu mai puteam să fac față. Și cred că oamenii care vor să facă afaceri trebuie să-și găsească niște insule în care să se refugieze cu lucrurile care le place lor. Mie îmi place, mă duc la teatru, mă duc la filme, citesc, beau cafele, ies cu prieteni. Astea sunt lucruri care pe mine mă relaxează. În condițiile în care pot să certific, pot să confirm că dacă intrați pe Facebook, pe contul de Facebook al doamnei Marian Hagicalit, veți găsi acolo recomandări de teatru, de cafenele, de grupuri de prieteni. Da, sunt lucruri care brainstorming-uri făcute așa în modul cel mai natural și mai vesel cu putință. E un lucru pe care eu îl apreciez. Cred că și ăsta este un obicei. Și ăsta e un obicei de a da mai departe ceea ce vrem să dăm, de a primi ceea ce vrem să primim, pentru că primim ceea ce suntem. Absolut. Adică n-ai cum să apari, că acum vorbim despre Facebook, să apari pe Facebook altfel decât ești în realitate.
și atunci ți asumi un lucru pe care ți-l asumi. Deși Facebook-ul cam asta este o mască pentru cam asta este o mască, mulți. Depinde foarte mult ce prieteni înțelege, adică e o chestie ca în viață, adică trebuie să-ți selectezi un pic oamenii cu care intri în relaționarea asta virtuală. Apropo de Facebook, dacă cineva vă dă ad pe Facebook, îi dați ok sau? Destul de greu. Destul de greu. De a ce? Fost mult. Pentru că, în primul rând, intru un pic să văd câte ceva. Ok. Dacă nu are numele real sau poză reală, este exclus din start. Văd un pic și ce prieteni comune avem. Da? Și văd un pic și câte ceva despre activitate. Nu neapărat că sunt oameni care, știu, merită sau nu merită, este o prostie. Dar poate nu ne potrivim ca și domeniul de activitate. Nu sau... știm cât merită sau cât nu merită. La fel, la fel cum destul de des șterg și foarte mulți de pe Facebook. Chiar dacă care sunt dat. Criteriile? Din start nu suport agresivitatea de niciun fel. Uh-huh. Că este verbală, că au prejudecăți religioase, despre sexe, despre... Toate lucrurile astea pentru mine înseamnă agresiune. Uh-huh. Și atunci eu îi șterg pentru că consider nu că nu cred că pot să comunic cu astfel de oameni. Nu mi-ar plăcea. Fără deja celebrele anunțuri, dacă mai faceți... Nu, astea. Îi șterg și gata. Nu se pare o aberație pentru că... Mărturisesc că și eu procedez la adică fel. Nu trebuie nu să... anunț pe nimeni. Da. Nu. Dacă, exact ce spuneați, este un punct foarte absolut. Comun, dacă observ prea multă agresivitate, prea, prea mult negativism în comentariile sau în postările unei persoane, consider că nu am ce primi valoare de la acea persoană. Absolut. Ea nu poate primi de la mine din moment ce... Absolut, nici nu te potrivești exact. Ca și... Și atunci e mai bine să ne vedem fiecare drumul său. Nu e nicio supărare. Adică nu șterg cu supărare pe cineva sau pur și simplu aleg să nu ne mai întâlnim. Sunt persoane care unele chiar sunt niște vedete pe care, mă rog, sunt, au un renume. Exact cum am spus, nu din cauza supărării, pur și simplu nu ne potrivim. Da. Probabil că și alții mă aștept pe mine, nu știu, acum vă dați seama că nu stau să... Dar nu e cu supărare până la urmă treaba. Exact. Te potrivești, ca și te potrivești. Exact. Nu înseamnă că dacă la un moment dat nu mai lucrăm cu cineva, ne-am supărat pe persoana greșită sau invers. Absolut. Vreau să spun că noi avem angajați care au plecat din Roma de ani de zeci cu care încă mai bem o bere, o cafea când ne întâlnim. Discutăm când trebuie prin zonă, vin și urcă și bem o cafea, deci nu trebuie să te despați cu supărare, pentru că efectiv, poate pe moment nu te-ai potrivit cu cineva, asta nu înseamnă că, după cum am avut și oameni care s-au retors în firmă, am avut și astfel de oameni, de obicei nu avem obiceiul ăsta, ca să zic așa, să-i reprimim, pentru că am spus, mai în momentul când nu ți-a plăcut, pentru că noi ca și companie nu ne-am schimbat, tot așa suntem, acum poate și mai rău cu criza, poate sunt lucrurile mult mai... Dar au fost și persoane care atunci când au plecat au încercat să facă un business propriu și ne-au rugat frumos dacă nu merge să le îngăduim să se întoarcă. Deci nu au plecat de la noi că nu s-au plătit cu companie, ci au vrut la un moment dat să-și deschidă un business sau să aibă un drum sau diverse alte motive personale care nu țineau de companie. Știu, s-au mutat în altă țară, s-au întors. Nu cred că trebuie să ții pică pe treaba asta pentru că până la urmă te potrivești sau nu te potrivești, poate pe moment te potrivești, poate oamenii se reîntâlnesc. Mi s-a întâmplat să mă reîntâlnesc, lumea nu e atât de mare, absolut. Da, corect. Dacă ar fi, întorcându-ne la antreprenoriat, să recomandați sau să punctați 2, 3, 4 chestii ca fiind poate cele mai importante, care vi s-au părut dumneavoastră, cele mai importante în toată această dezvoltare de business din toți anii ăștia până acum, care ar fi acele câteva? Păi primul este pasiunea pentru ceea ce faci. Okay. Fără asta n-are rost să discuzi. Unii spun eu n-am nicio pasiune. Se poate așa ceva? Chiar să nu aibă nicio pasiune? Nu, normal că nu se poate. Exact, nu poți să înțelegi. Cred că cineva n-are nicio calitate. Astea sunt niște chestii totale. Da, și asta... Da, n-ai cum. Probabil că nu și-au identificat pasiunea respectivă. Sau și-au negat-o. Sunt persoane care își neagă. Se vede clar că sunt pasionați de ceva. Sau li s-a spus de atâtea exact. Ori că n-are rost să faci sau nu aia, să riște. Știți, intră într-o zonă de confort și nu vor să riște. Mi s-a întâmplat și mie cu un manager care i-am pus pe un post, am văzut că au capabilități pentru altceva și am tot încercat să spun, măi, încearcă. Nu că a mai încercat el cândva și a greșit. Mă, nicio problemă. Na, acum greșești, că n-ai cum. Că nu ne naștem niciun din noi, nici antreprenor, nici manager, nici nu ne naștem. Asta le învățăm. Deci, pasiunea pe locul întâi. În al doilea rând, trebuie să ai simțul responsabilității. Fără asta nu se poate. Și aici când spun grija să nu încarci legea, grija pentru angajați, să-ți asumi toate deciziile greșite,
să... Chiar și atunci când e neplăcut e să neplăcut, faci asta, normal. Să-ți asumi după ce ai greșit, să-ți mai și asumi? Normal, cine ar putea să zică că e plăcut? Cred că, nu știu, poate perseverența de a face ceva bun și de a avea încredere în tine, până aici intră, ține de încredere în tine. Și, în general, cred că trebuie să ai o atitudine proactivă pentru viață și să-ți placă pur și simplu viața în toate domeniile ei. Care ar fi primii trei pași pe care să-i facă un viitor antreprenor? Vrea să înceapă, cineva ne vede acum, se uită la noi și își propune ca anul ăsta să-și înceapă un business. Cred că, în primul rând, ar trebui să facă niște cursuri despre așa ceva. Pentru că este ca și cum ai încerca să cânti, să zicem, la vioară direct după ureche. Eu nu zic că sunt și unii care n-au nevoie. Sunt unii care nativ au această calitate, au ureche muzicală și poate să-ți cânte fără să aibă o zi de curs. Dar ăștia sunt foarte puțini. Pentru noi ceilalți, oamenii obișnuiți, care nu sunt născuți să facă așa ceva, e bine să învețe un pic din alfabetul ăsta, pentru că nu că nu vor învăța. Noi am început să facem cursul de management pentru noi personal abia din 2000 încoace. Deci, iată, am avut o grămadă de ani în care n-am avut nevoie de aceste cursuri. Dar ne-am dat seama după aceea că, normal că ajungi la aceeași înțelepciune, dar ajungi după mai mult timp pe nervii tăi, pe banii tăi. Asta. Și cred că dacă poți să faci un shortcut, e minunat. Scurtăm, de fapt, drumul până la atingerea unor obiective. N-are rost să descoperi roata. Da? Deci, dacă poți. Și, apropo de asta, am avut o experiență foarte plăcută cu aproape 400 de antreprenori la care am avut un curs anul trecut în toamnă, antreprenori foarte tineri, studenți mare parte, și am fost surprins, impresionată de modul în care reușesc să vadă business-ul. Am avut așa un pic de reticență, eu predând de obicei la manager cu experiență, așa, nu am știut cum o să se adapteze la tot ce predam noi acolo, dar să știți că am fost o echipă normal de trainer. Au avut o deschidere extraordinară și de aceea cred că vine o generație din urmă foarte bună. Și cred că asta va fi și salvarea noastră. Eu vorbesc acum de vârsta 25-30 de ani, sunt niște oameni foarte orientați. Și mai tineri. Și mai tineri, chiar, adică deja au ajuns la o înțelepciune la care noi poate am ajuns la o vârstă mai... Noi când am deschis Romarul aveam 33 de ani. Da, atunci am deschis noi Romarul. Nu era o vârstă nici tânără, nici... Dar ei deja, ce-am învățat noi în 10-15 ani, deja știu. Deci pleacă cu niște resurse extraordinare. Se termină vreodată învățarea asta, procesul ăsta de dezvoltare? Nu în se cazul termină. Asta, se nu termină, se termină. Simți că de azi înainte nu mai aveți nevoie de... Nu se termină niciodată și ar fi culmea să se termină. Știți de ce? Pentru că în momentul în care simți că nu mai ai ce să înveți, cred că trebuie să te retragi din absolut orice. V-am spus că predau cursurile astea și în permanență învăț de la managerii de acolo. Bine, sunt și cursuri interactive și atunci normal că facem studii de caz. Învăț foarte mult și eu de la ei și ei de la mine. Deci trebuie să fie o comunicare permanentă și ar fi și păcat să te oprești din învățat. Până la urmă, asta e o plăcere, pe care e un hobby pe care l-ai de a învăța. Și până la urmă, pentru un antreprenor ar fi o nenorocire să creadă că știe tot. În momentul când te crezi foarte deștept și nu mai ai ce să înveți, cred că este o problemă, trebuie să-ți iei o pauză. Și sunt astfel de persoane care chiar ajung undeva sus în ierarhie, din păcate, și consideră că nu mai e nimeni peste ei sau nimic nu mai, n-ar mai putea fi de învățat. Este foarte important, e un mare pericol, știți, de multe ori performanța și succesul la care ajungi, reușești să-ți dezvolte în tine niște trăsături pe care poate nu știai că le ai. Și foarte oameni nu fac față succesului. Eu vorbesc din punct de vedere emoțional. Și își dezvoltă niște calități foarte urâte. Da? Sunt foarte mulți și îi vedem în jurul nostru. Devin mai duri, devin mai puțin umani. Eu nu cred că devin. Cred că așa erau. Dar succesul îi face să nu mai aibă frâu, să nu mai aibă... Știți că, în general, noi ne punem niște bariere, niște filtre în relațiile cu oamenii. Și cred că asta e un mare pericol. Ceea ce se poate întâmpla, să-ți pierzi doza de umanitate, de umanism, în momentul când ajungi la un grad de succes. Dacă nu reușesc să spun, dar e vorba tot de echilibru. Până la urmă, sunt niște persoane dezechilibrate care trec dintr-o extremă într-alta. Corect. Și asta, până la urmă, nu poate să aibă o imagine bună asupra afacerilor și asupra angajaților, normal. Poți să te schimbi așa de la o zi la alta. Astăzi ești la început, ești foarte cum se cade, până mă intri în Forbes, devii o bestie, până mă te prind ăștia la DNA, devii nu știu cum. Adică, dar cred că acest lucru se întâmplă în general la cei care au succes mult prea repede. Da? Succesul ăsta care îți vine de multe ori fulminant,
cred că nu-ți dă ție timp ca și persoană să te așezi, să te pregătești pentru el. Și faci pași ăștia prea repede, sari etape. Uh-huh. Și când sari etape, până la urmă te întorci din nou la ele, că trebuie să n-ai cum să le sari. Da. Dar cred că asta ar fi cel mai mare pericol și cred că din când în când orice antreprenor trebuie să-ți vadă ce a, pentru propria lui personalitate, ce i-a dus bun afacerea, ce nu i-a dus bun afacerea, pentru că trebuie din când în când să ne facem așa și o analiză internă a personalității noastre, de fapt. Bun. Primul pas, niște cursuri. Să urmeze niște cursuri. Apoi? Apoi trebuie să se gândească la resurse. Cine spune că poate să facă o afacere fără să aibă niciun ban, nu pot să-l contrazic. E adevărat, dar trebuie să aibă alt tip de resurse. Uh-huh. Adică nu are bani, trebuie să aibă, nu știu, oameni care să-l ajute, poate o capacitate de lider de a convinge pe ceilalți să-l urmeze. Când vorbesc de resurse, vorbesc mai de resurse financiare. Uh-huh. E normal că e bine să le ai, dar trebuie să se gândească că va avea și momente în care nu va avea bani să dea la oameni, la salarii. Deci se întâmplă foarte des, pentru că la ora actuală principala problemă în criză nu sunt veniturile, nu e profitul. Avem foarte mulți dintre noi, avem pe hârtie. Trebuie să-ți asiguri un cash flow. Dacă n-ai un cash flow, este oxigenul companiei. Poți pur și simplu să închizi afacerea. Dacă n-ai bani, lichidități, e foarte complicat. Pe hârtie toată lumea plătește taxe, plătim, avem. Dar de multe ori sunt blocaje pentru că lucrăm cu companii și noi, sunt blocaje foarte mari financiare. Și se duc în lanț, știți? De obicei de la stat pornesc. Că nu le plătește TVA-ul, că nu plătesc casele, că nu plătesc... De obicei, la capătul lanțului, este întotdeauna un sus de stat, din păcate. Înțeleg. Și atunci, normal că se duc în lanț. Nici mie clientul nu poate să-mi dea banii la timp, eu la rândul nu pot să plătesc furnizorii la timp, ei la rândul nu-și plătesc. Și uite, așa e o problemă în lanț. Vorbesc de lichidități aici. Asta e problema principală în criză, este oxigenul, până la urmă. Bun, învățare, niște cursuri, resurse, identificarea resurselor, de orice natură ar fi ele, important e să fie suficiente ca să poată porni. Să poată porni și să aibă, v-am spus, să aibă de la început deschiderea că o să învețe pe parcurs. E foarte greu, adică oricât ai învăța, oricâte resurse avea, e atât de imprevizibil ce se întâmplă și sunt atât de multe posibilități de a se dezvolta o afacere, încât e foarte greu să o preconizezi. Trebuie să aibă tot timpul flexibilitate. Să încerce. Eu le spun așa, să încerce. Dacă nu încearcă, nu o să vadă niciodată. Și dacă la un moment dat omul încearcă și dă faliment? Dacă omul încearcă și dă faliment, nu este nicio nenorocire. Se întâmplă. Se întâmplă foarte des. Poate e bine să se angajeze în domeniul respectiv și să învețe mai mult despre domeniul care i-a plăcut, pentru că probabil că a fost foarte nepregătit pentru domeniul respectiv sau se poate de multe ori să ai ghinion, să nimești o conjunctură nefavorabilă, neapărat că nu ești tu pregătit. Și să mai încerce. Poate pe alte domenii, poate să revină, poate are nevoie de un asociat sau de mai mulți asociați, adică trebuie un pic să nu dispere. Și să ia și chestia asta cu închisul. Se întâmplă foarte mult. Vă dați seama, noi avem o istorie foarte lungă de afaceri. Am cumpărat firme, am vândut firme, am închis firme. Se întâmplă. Deci nu este ceva sfârșitul lumii. Nu este nicio rușine. Asta vreau să vă spun, să deciți, domnule, bun, pun punct aici. Dincolo de momentul ăla foarte greu, în care poate ne trece prin cap să renunțăm. Da. Se reia stimularea asta de resurse interioare. Să știți că noi foarte mult sprijin, de multe ori sprijinul ăsta ca să trecem peste momentele astea, ne-l dau oamenii cu care lucrăm. Efectiv. Adică sunt alături de noi și ne bazăm foarte mult pe ei. Ei se bazează foarte mult și până la urmă este o echipă. Mergi mai departe. Și se pare că în timp și ți-o oricât ar fi de neagră dimineață, a doua zi e posibil să fie mult mai bine. Corect. Noaptea nu ți-e mai să exact. Nici ziua, dar nici ziua, noaptea. Da. Adică nici luna nu e tot timpul pe cer și nici soare. Adică zic eu că trebuie să aibă un optimism realist, ca să zic eu așa, sau o depresie mai optimistă, nici nu știu cum să le... Da, în general, oamenii pesimiști nu vor spune niciodată despre ei că sunt pesimiști, vor spune că sunt realiști. Asta e o realitate, iar optimiștii sunt cu capul nori. De fapt, optimiștii reușesc. Fără optimiști ăștia nu le-am stat că... în pește, să știți, adică ei sunt cei care au viziune de obicei. Da. Însă, vorba lui Ford, dacă tu crezi că poți, așa e, dacă tu crezi că nu poți, așa e. Așa e, da, absolut. Fiecare are realitatea lui, suntem 7 miliarde și ceva de oameni. Așa spun eu că e important să încerce și să fie conștient că nimeni nu a putut să înceapă o afacere de la început care să fie mare. Toată lumea a început cu... Eu nu vorbesc acum de niște afaceri care le preiei sau...
alt tip de afaceri. Nu știu, stau să cineva moștenim o afacere. Chiar și atunci e foarte greu. Dar toți au pornit de la lucruri mici. Da? De la lucruri mici și din ce în ce mai mari și căpătând experiență, pentru că este o experiență pe care nu ți-o poate da nimeni, decât dacă lucrezi în ea. Nu lucrezi, e foarte greu să... Ca întotdeauna aplicație, experiență. Experiență. Propria adică... experiență. Înveți din cărți, înveți de la alții, te învață destule lucruri, dar cel mai mult înveți atunci când simți în mușchii tăi, în corpul tău. La adulți învață din experiență. Asta e clar. E dovedit. Corect. Doamna Liliana Hagicari, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. A fost încă o lecție de startup. Eu sunt sigur că aveți multă valoare de luat de aici, din această jumătate de oră, aproximativ, mai mult sau mai puțin. O jumătate de oră de informație care se transformă în valoare reală doar dacă puneți în practică. Doar dacă luați în calcul acel gram de nebunie, acea capacitate de a risca. Și mai ales un aspect care și pentru mine înseamnă foarte mult, relaționare. Felul în care abordezi oamenii, felul în care te manifesti în fața oamenilor și în care alegi să relaționezi cu ei în mod intenționat. E, cred, resursa cea mai importantă. Absolut. După cum sunt sigur că și voi ați remarcat, pe parcursul acestei jumătăți de oră, oamenii au tot fost aduși în discuție. Pentru că, da, contează. Vă mulțumim foarte mult. Vă dorim toate cele bune. Spor la succese. Hai sus. Succes.